Zoma. Vreau să știți că noi toți ne tragem energia din experiența cunoașterii unor astfel de oameni. În toată marea asta de reportaje, anchete, de câte ori noi ne simțim frustrați, enervați, eu știu, întâlnim astfel de oameni, noi numim oameni lumină și mi-aș dori foarte mult ca, odată cu apariția acestei cărți, noi simțeam cumva că suntem datori și cu astfel de carte despre oameni lumină, mi-aș dori ca această carte să trezească în noi toți dorința de a descoperi și de a pune în valoare acești oameni. Sunt mult mai mulți decât cei din carte, sunt mult mai mulți care tac și fac. Sunt români care fac mult bine, care excelează în domeniul lor, care devin un plus valoare pentru societate și eu cred că noi toți trebuie să-i încurajăm. De când am anunțat că vom lansa această carte, toată lumea ne întreabă ce e de făcut ca în România să ne facem bine și România să devină mai bună. România suntem noi toți. Și eu cred că noi toți avem această putere de a ne face bine. Cred că trebuie puși mai mult în valoare oamenii care merită, oamenii valoroși. Trebuie să avem această piramidă a valorilor, trebuie să avem un set de valori și trebuie să îi încurajăm să facă ceea ce fac. Fie că sunt în țară, fie că sunt peste hotare. Sunt oameni care ne îmbogățesc, sunt oameni care ne sunt inspirație și sunt oameni care trebuie să fie puși acolo pe piedestal pentru că merită. Fac lucruri uimitoare și o să descoperiți în această carte pe cei care i-am menționat că fac lucruri cu totul senzaționale, fie că fac fapte bune, terapia binelui, fie că excelează în domeniile lor și ne fac cunoscuți în toată lumea. Mulțumim frumos!